Petrolul vine după 4-0 etapa trecută, victorie pe terenul celor de la FC Brașov, Steagul renaște, în timp ce Steaua a făcut doar 1-1 din București, arbitru de Liga 1, care în acest sezon a fost la centru la 3 meciuri în Liga 1, toate câștigate de gazde. A început derbiul sezonului din Liga 2, dintre Petrolul Ploiești și Steaua, gazdele în galben, cei de la Steaua în roșu cu albastru. Iarovici se anunță pericol pentru poarta lui Bălbărău și șutul lui Cebotaru. Mingea capătă înălțime și trece pe deasupra porții lui Raul Bălbărău. Acțiune legată, acțiune bună, consistentă de atac a celor de la Petrolul. Cebotaru, o execuție frumoasă. Daniel Oprița debuta ca antrenor în Liga 1 pe acest stadion. Aici pe Ilie Oană, Diara și gol! Minutul 57, deschidere de scor la Ploiești în derbiul dintre Petrolul și Steaua. De ezitările în lanț din defensiva stelistă și reușește să marcheze al 7-lea gol stagional pentru atacantul originar din Mali, Sori Diara. Și un mod nemarcat, Diara primește acolo în 6 metri, o minge prelungită cu capul de către Eugeniu Cebotaru. Greșeală mare în defensiva stelistă, Diara are timp să preia viteză din explozie. Iată-l acum pe Măzărache, un 2-2 pe acest contraatac. Măzărache și Diara, pasă pentru Diara și gol! Diara face dubla! Într-un interval de 6-7 minute, Sori Diara. Revedem. Iată-l pe Takayuki Seto, respingând din fața propriului careu. Pasă excelentă pentru Măzărache. Viteză supersonică din partea lui Măzărache și timingul este perfect. Pasa lui Măzărache îl găsește pe Diara, nicio șansă pentru Bălbărău. 2-0 pentru Petrolul și va fi, în mod normal, ultima fază a jocului. Adi Popa bate, minge care se plimbă prin careul Petrolului, Lică respinge și mingea este trimisă cât mai departe de poarta lui Avram. Șansă însă de 3-0, Shaim Tudor. Shaim Tudor este blocat de Bălbărău. Faza continuă cu recuperarea lui Takayuki Seto. Centrarea lui Takayuki și ocazie imensă de 3-0. Incredibil! Petrolul putea să câștige și mai clar decât a făcut-o. Finalul jocului a adus o dublă ocazie. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.